În seria 1 a ligii a 3 la fotbal, echipele sucevene au registrat următoarele rezultate. CSM Bucovina Rădăuții au învins pe teren propriu formația Ceahlăul 2 Piatra Neamț cu scorul de 2 la 0. Șoimi Gura Humorului au terminat la egalitate, scor 1 la 1, meciul disputat la Gura Humorului în compania formației FC Bacău, iar Șomuz Fălticeni a pierdut în deplasare, scor 0 la 2, cu formația CSM Bacău. În etapa a 7 a campionatului județean de fotbal, Liga a 4, s-au înregistrat următoarele rezultate. Zimbrul Siret, recolta Fântânele, 5 la 1. Moldova Drăgușeni, Forestierul Frumosu, 3 la 3. Juniorul Salcea, Juniorul Suceava, 2 la 2. Viitorul Liteni, Cetate Suceava, 2 la 2. Progresul Frătăuții Vechi, Minerul Iacobeni, 4 la 2. Bradul Putna, Dream Team Ipotești, 2 la 1. Pe primul loc în clasament se situează Cetate Suceava, urmată de Bradul Putna și Viitorul Liteni. Rugbiștii de la LPS Suceava au obținut a doua victorie în Divizia Națională Under 20. Aceștia au învins în deplasare cu scorul de 28 la 10, formația CSS2 Baia Mare. Echipa Colegiului Național, Nicu Gani din Fălticeni, a reușit a doua victorie stagională în Liga a treia la fotbal feminin, după ce s-a impus pe stadionul din Preutești, în fața celor de la Fece Botoșani, cu scorul de 4 la 0, într-un meci contând pentru etapa a treia. CSU Suceava a pierdut miercuri seară pe terenul celor de la Minaur Baia Mare, cu scorul de 34 la 37, un meci contând pentru etapa a, 7 a a Ligii Naționale la handbal masculin. CSM București a câștigat cu Crim Ljubljana, scor 31 la 29, în etapa a cincea din Liga Campionilor la handbal feminin. Gloria Bistrița a pierdut dut meciul cu Podravka din grupa de Liga Campionilor, scor final 25 la 29, după ce a fost condusă și la 13 goluri, 8 la 21. Rapid a pierdut cu Odense, scor 24 la 32 în etapa 5-a din Liga Campionilor la handbal feminin. Echipa de handbal feminin SCM Râmnicu Vâlcea a învins duminică în deplasare, formația slovacă Dunais Castreda, scor 33 la 26 în manșa secundă turului 2 preliminar al European League și s-a calificat în faza următoare. Dinamo București a fost învinsă cu scorul de 36 la 24 de Vesprem în Ungaria, în runda cu numărul 4 a grupelor Ligii Campionilor la handbal masculin. În Liga Națiunilor la Fotbal, Naționala României a învins, fără probleme, în deplasarea din Cipru, trecând de Naționala Cipriotă cu scorul de 3 la 0 prin golurile marcate de Denis Man, Răzvan Marin și Radu Drăgușin. CSO Voluntari s-a calificat în premieră în grupele Ligii Campionilor la volei feminin după ce a trecut de Rabotnički Scopie și în retur. Ilfovencile s-au impus în 3 seturi, 25 la 11. 25 la 16 și 25 la 15. UBT Cluj Napoca a primit vizita Valenției într-un meci din etapa a treia a BKT Eurocup la basket masculin, a doua competiție continentală ca valoare. Campioana România a făcut un joc bun, dar precizia adversarilor a dus la o victorie pentru spanioli, scor 105 la 96.